Atragem atenția asupra reglementărilor conform cărora conducătorul de autovehicul implicat într-un accident de circulație este interzis consumul de alcool sau de substanțe, ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora, după producerea accidentului rutier și până la testarea concentrației alcoolului în aer expirat sau recoltarea probelor biologice. În situația în care nu este respectată această regulă, se consideră că rezultatele testului sau ale analizei probelor biologice recoltate reflectă starea conducătorului auto în momentul producerii accidentului. În situația în care conducătorul auto implicat într-un accident cu pagube materiale nu a respectat obligația de a se prezenta la unitatea de poliție competentă pe raza căreia s-a produs accidentul în termen de 24 de ore, față de acesta va fi dispusă măsura sancționării contravenționale cu amendă, iar ca măsură tehnico-administrativă se va proceda la reținerea permisului de conducere în vederea suspendării exercițiului de dreptul a conduce pe o perioadă de 30 de zile. Totodată, expunem ca și variantă de soluționare a unui accident rutier sudat cu pagube materiale prin încheierea formulei de constatare amiabilă, cu condiția că în eveniment să fie implicate doar două autovehicule și să nu rezulte avarierea unui al treilea element stradal. În acest context, înscrisul trebuie să fie completat în mod corespunzător și semnat de ambii conducători auto. În caz contrar, nu vor fi respectate normele 20 din 2017 privind asigurarea auto din România, iar accidentul urmează a fi protocolat de către poliția rutieră.